Mergem mai departe să vedem pentru scorpioni, Vanda, ce aspecte avem. Scorpionii, care și ei sunt prinși într-un fel de tăvălug și acest Jupiter retrograd în semnul lor le dă tot felul de stări și de trăiri, dar pentru asta ei cumva sunt echipați. Scorpionii nu sunt obișnuiți nici cu stabilitatea, nici cu constanța. Ei sunt obișnuiți să treacă de la lumină la întuneric și înapoi la lumină. Deci nu este nimic nou pentru ei, doar că încă nu le este ușor, încă nu s-au obișnuit cu Uranusul din casa 7-a din Taur, care le pune în față tot felul de oglinzi, îi face să aibă în preajmă oameni cu care au parteneriate, dar pe chipul cărora scorpionii încep să se vadă foarte bine pe ei înșiși. Tocmai ăsta este Uranusul în casa 7-a, modalitatea universului prin care scorpionii au tot timpul în față oglinzi, inclusiv atunci când nu le place de o persoană, să caute în ei, pentru că sursa acelei stări neplăcute este în sufletul lor. Nu este ușor de dus Uranusul, dar se vor obișnui cu el, pentru că Uranus în casa 7-a reprezintă o resursă fantastică și îi poate împrieteni cu foarte mulți oameni, prietenii stabile, prietenii care să dureze, pentru că să nu uităm, este în Taur. Și prietenia cu partenerul de viață, ăsta este lucrul pe care Uranusul poate aduce, și capacitatea scorpionului de a se obișnui cu schimbările și cu transformările partenerului de viață, pentru că ei de obicei cer destul de multă consecvență pe care nu o pot da, dar o cer de la partener, e bine, acum se vor obișnui și cu multiplele fațete ale partenerului. În același timp, cu Saturn, cu Pluton, cu Lilith pe casa a treia în Capricorn, pot să pară destul de taciturni scorpionii, pot să pară foarte zgârciți cu cuvintele și Saturn, dacă ei nu sunt destul de atenți la ceea ce spun, îi poate cumva, nu neapărat pedepsi, dar atenționa și să fie atenți mai ales cum discută cu oamenii care au autoritate, care sunt cumva deasupra lor ierarhic, cu oamenii pe care îi percep ca superiori, pentru că acești oameni în această perioadă trebuie să ascultați. Au multe de învățat scorpionii de la acest tip de personaje din viața lor și ar fi bine să nu considere că le știu pe toate sau că pot face absolut orice. Pe casa 4 cu Marte, care se va întoarce și el în Capricorn, momentan lucrurile sunt destul de tensionate. Jupiterul face o quadratură cu Marte și este posibil să se activeze cumva conflicte cu persoane, fie din familie, fie pe care le consideră familie, și aceste conflicte nu sunt de bun augur, ar trebui nici măcar să nu le ia în considerare și să găsească puterea de a trece peste lucruri care oricum au trecut de mult. Da, exact. Și de asemenea trebuie să înțeleagă că tot ceea ce este de viitor în viața lor, acest Jupiter invită pe nativii Scorpion să intuiască ceea ce ar putea avea relevanță cu adevărat în viitor. Evident că scorpionii călătoresc, poate este zodia care îi predispune pe nativii ei să călătorească cel mai mult. Nu vedea nativ Scorpion care poate călătoresc non-stop pe aceste aspecte cu Jupiter în semn și cu Pluton și Saturn în casa a treia. Deci bine, acum și Mercur în casa a noua, deci oricum este o zodie care în această perioadă este foarte favorizată de călătorii, mai mult decât atât, chiar le putem spune că le poartă noroc ideea de a călători, mult mai mult celor care sunt mai norocoși scorpionii care călătoresc. Oricum Jupiter aduce factor de noroc, el fiind și planeta călătorilor, călătorile în sine aduc un factor de noroc în viața noastră, dar acum fiind chiar în semnul lor, cu atât mai mult. Mai ales că anumite călătorii din viața nativilor scorpion au și o componentă karmică, pentru că l-avem pe Pluton și pe Saturn acolo. Fie rezolvă o afacere în care ei sunt foarte buni, fie întâlnesc persoane cu care pot avea tot soiul de interese și sau de pot avea o componentă spirituală.
sau pot face anumite specializări în străinătate. Deci, în orice caz, ideea de străinătate, de alte meleaguri scorpionilor în această perioadă le poartă foarte mare noroc. Tot Jupiter în semnul lor îi invită și la mai multă regăsire sufletească. Ei încep să se simtă bine doar cu anumite activități, doar în prezența anumitor persoane și mai mult în prezența oamenilor spirituali. Caută cu nesați zona aceasta spirituală, fie că merg la biserică, fie că stau de vorbă cu o persoană care este cu adevărat spirituală. Avem și Jupiter într-un trigon foarte frumos cu Neptun. Deci lor le priesc activitățile spirituale, activitățile de suflet în această perioadă. Aproape intuitiv încep să înțeleagă ceea ce gândesc sau ceea ce simt cei din jur. Discutam de planurile lor de viitor și despre faptul că sunt destul de impregnați cu ceea ce presupune viitorul. Își pot asuma rolul acesta de clarvăzători ai propriului lor viitor. Se vor concentra foarte mult pe propriile resurse. Acum vor avea mare noroc acei scorpioni care chiar știu să speculeze resursele pe care le au, chiar știu să se pună în valoare. Îi invităm pe scorpion să se valorifice și să se pună în valoare mai mult, pentru că spuneam că acest mare duce, acest mare înțelept Jupiter te ajută dacă și tu te dovedești a fi premiant. Nu te ajută dacă tu ești indolent, dacă tu ești leneș, dacă tu nu vrei să te pui în valoare și dacă tu până la urmă nu profiți de avantajele pe care ți le aduce Jupiter. Adică a nu se înțelege și nu vreau să înțeleagă nativii scorpion că chiar dacă nu vor face nimic, vor avea noroc. Și în general, din naștere, în casa în care l-ai pe Jupiter sau în zodia în care l-ai, trebuie să se înțeleagă că acest mare benefic, această planetă a norocului, nu înseamnă că tu vei avea noroc indiferent ce faci. Să ținem minte că Jupiter este practic ca o lupă care mărește și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune, pe care în același timp te ajută să le depășești prin înțelegere. Deci este o muncă de căutare și de descoperire de sine a scorpionului, pe care Jupiter o facilitează mai ales atâta timp cât este încă retrograd. Iar ei pot, ca de obicei, să găsească mai multe soluții decât probleme prin acest Jupiter, mai ales, așa cum spuneai, în trigon cu Neptunul din Pești, care vine cu un ajutor pe care scorpionii îl simt ca ajutor divin. Pur și simplu se simt protejați, pur și simplu pot să aibă vise care să-i scoată din anumite situații, care să le aducă clarificări, vise premonitorii sau în orice caz vise care să le dea sentimentul că sunt pe calea cea bună. Mergem mai departe să vedem pentru săgetători care sunt cele mai importante situații cu care se pot confrunta săptămâna.